În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, odată cu începerea târzie a toamnei, sărbătorile marilor mucenici și a marilor sfinți cunoscute în calendarul ortodox, după Sfânta Cuvioasa Parascheva, se succed de cei doi mari Dimitrie. Cel pe care îl prăznuim astăzi, Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, legat de Grecia și de Tesalonic, și Sfântul Cuvios, Dimitrie Basarabov, adică Cuviosul păstor de vite, proslăvit și descoperit la apa Lomului, ocrotitorul Bucureștilor, care se va pomeni mâine. Pentru a face distinția între cei doi sfinți, trebuie să știți că diferența de sfințenie nu există. Harul Duhului Sfânt lucrează la fel în fiecare sfânt. Dar pătimirea și trăirea este diferită. Cuviosul Basarabov a fost un trăitor autentic și model de smerenie și de virtute, în tăcere și liniște, necunoscut de nimeni. Deci l-a proslăvit Dumnezeu tocmai pentru smerenia lui și l-a descoperit lumii, iar Sfântul Mucenic Dimitrie a fost cu totul și cu totul altceva. Un tânăr care la 20 de ani ajunge voivod al Tesalonicului în locul tatălui său, care moare și el de tânăr. Toată drama aceasta a muceniciei Sfântului Mare Mucenic Dimitrie se petrece între cei doi împărați păgâni și prigonitori ai creștinismului, Diocletian și Maximilian. Iar Sfântul Dimitrie are fericirea de a fi în taină creștin, învățat de părinții săi și de a păstra credința creștină. Bineînțeles că odată intrat în funcțiile statului, a trebuit să se subordoneze împăratului păgân și primul ordin a fost să distrugă, să caute pe creștini și să-i ucidă pentru a nu se răspândi această erezie la vremea de atunci, cum o credeau păgânii, această învățătură greșită într-un Dumnezeu care nu se vede. Și Sfântul Mucenic Dimitrie a mărturisit deschis că este creștin și el așa ceva nu poate să facă. Punându-și nădejdea în Dumnezeu, trece prin mai multe chinuri și în cele din urmă este însulițat și ucis de către ostașii împăratului Maximilian și dat morții. Va sta într-o raclă nouă foarte multă vreme în cetatea Tesalonicului, unde de aici el la vremea cuvenită va săvârși și minuni cum le face și astăzi și o să amintim de ele. Dar în același timp, după o anumită vreme, când poporul grec sau poporul elen, cum li se pare lor, aș spune, a început să întreacă măsura fără de legii și au luat din obiceiurile turcești, pentru că ei au stat târziu până în 1900, aproape și 30, sub Imperiul Turcesc și sub imperiile păgâne, deci Sfântul Dimitrie a plecat din raclă necunoscut de nimeni și racla a rămas goală. Deci cine merge astăzi în Tesalonic și se închină moaștelui Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, se închină doar raclei care a purtat aceste sfinte odoare moaște, pentru că niște creștini evlavioși, venind la hram la vremea de atunci, în Tesalonic, la mezul nopții, neațipind, au văzut doi oameni călări pe cai cu fețe strălucitoare și cu aureole. Și s-au mirat, măi, ce să fie aceasta? Și în momentul când a ajuns la răscrucea drumului, acolo unde se petrecea înnoptarea, unde era locul de înnoptare pentru cei care poposiseră, probabil la o casă de oaspeți sau poate chiar și în mijlocul câmpului, cum ar fi undeva o stație, un loc din acesta de popas, oamenii au auzit dialogul dintre cei doi mari sfinți, Ahile, episcopul Larisei, și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, care a spus așa: pentru fără de legile tesalonicenilor trebuie să părăsesc cetatea. Trebuie să-i las în mâna păgânilor,
să se deștepte și să cunoască că au batjocorit dreapta credință. Iar celălalt sfânt a spus la fel, și eu am primit poruncă de sus, era arhiereu, să plec din aceste locuri, și au plecat într-o destinație necunoscută nouă, așa cum necunoscute ne sunt astăzi. Moaștele Sfântului Daniel Sihastru, pe care nimeni nu le poate vedea pentru că sunt ascunse în taină, moaștele Sfântului Nicodim de la Tismana, care sunt ascunse în taină, moaștele Sfântului Leonte de la Rădăuț, care au fost moaște întregi, care Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava și astăzi nu mai sunt. De ce? Dumnezeu când vede că poporul săvârșește fără de legi, ridică ocrotitorii. Și atunci acest mare mucenic Dimitrie, care a fost ocrotitor și în vremea vieții, ca și Sfântul Gheorghe, ca și Sfântul Trifon, v-am spus, mereu am această plăcere de a spune, mucenicii n-au fost niște moșneci de 80 de ani care s-au săturat de viață și au venit să mărturisească pe Hristos. În plină tinerețe, în plină demnitate, în plină virtute bărbătească, în plină înțelepciune, în plină puterea trupului, în plină puterea minții, în plină puterea înțelepciunii și voinței, au venit și s-au dăruit lui Hristos exact cum cere Evanghelia. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Și de ce folosesc termenul de mucenic? Că poate cineva din biserică poate să zică, ce-o mai fi și ăla mucenic? Sunt sfinții care au fost chinuiți și omorâți pentru mărturisirea dreptei credințe. Aceștia se numesc mucenici, ca să știți ce înseamnă. Și avem și cei 40 de mucenici de la Sevasta, când creștinele fac acei colăcei micuți în formă de om, care înseamnă infinitul Dumnezeirii, și se pune în amintirea acelor mucenici, și așa să-și numesc mucenici, le zic cucoanele când îi aduc la biserică. Dar mucenicii sunt mărturisitorii lui Hristos care și-au dat sângele pentru viața și viața lor, pentru credința adevărată și pentru împăratul cerului. În vremea veche, formula de adresare dogmatică era aceasta. Sângele martirilor, adică a mucenicilor, sămânța creștinilor. Pentru că în momentul în care acești mucenici săvârșeau aceste taine și întăriri de la Dumnezeu, că acolo se întâmplau adevărate minuni. Deci nu erau lucruri anapoda. O minune de genul acesta, ca să vă fie vouă cunoscută și înțeleasă, poate fi și aceasta. În momentul în care Sfântul mucenic Dimitrie este aruncat în temniță pentru mărturisirea dreptei credințe, un alt creștin care a văzut toată pătimirea lui, a cerut de la un dregător de acela să se ducă la temniță. Zice, lasă-mă să mă duc să vorbesc cu el. Și i-a cerut mucenicului Dimitrie binecuvântarea, voia de a se lupta cu un păgân care era un fel de gladiator sălbatic, mare cât un urs, era uns pe corp cu tot felul de unsori, când îl iei și te atingi de el să nu poți să-l cuprinzi și să-ți lunece din mână, iar respectivul creștin era prins și aruncat între suliți, săbii și murea tot jerfit, era tot un fel de mucenicie. Și acest Nestor, un copil tânăr, a zis, lasă că mă lupt eu cu ăsta. Și împăratul, văzându-l tinerel, a zis, tinere, păcat de tinerețile tale, tu îți dai seama ce vorbești? Zice, tu nu vezi cât a bărbatul este acest lie? Și a spus, nu contează, zice, eu vreau să mă lupt cu el. Și a lucrat Dumnezeu și puterea mucenicului că în momentul în care l-a apucat pe acest păgân, l-a trântit direct între săbii și împăratul de ciuda pus și i-a tăiat și lui capul. Deci încă un mucenic, Sfântul mucenic Nestor. Și spune că și alți mucenici au luat modelul de pătimire și nu stau să vă amintesc viața Sfântului Pantelimon. Aveți geografia la îndemână, cele 12 volume de Zvețele Sfinților, și nu stau să vă amintesc pătimirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Deci cel mai popular și mai cunoscut sfânt, deci cel care ucide balaurul, adică simbolul răutății. De ce acești mucenici rămân importanți în creștinism? Rămân importanți nu pentru faptul că o faptă de vitejie ca lor n-ar putea fi săvârșită de altcineva. Dacă ne ducem de-a lungul istoriei,
și creștină și pământească, vom vedea că luptele creștinilor împotriva păgânilor au fost necunoscute și nenumărate. Și ostașii care au căzut pe câmpurile de luptă pentru apărarea dreptei credinței, tot mucenici s-au chemat, pentru că ei s-au dus pe front nu cu gândul de a se întoarce, ci cu gândul de a fi vii și a păstra credința ortodoxă. Dar n-au știut, vor mai avea bucuria să audă glasul liturghiei sau al clopotului? Vor mai avea fericirea să vadă casa lui Dumnezeu făcând cele sfinte, adică tainele bisericii? N-au știut. S-au dus și au intrat în istoria vieții celei veșnice prin sufletele lor nemuritoare. Și acest lucru s-a păstrat cu precădere și la noi, la români, și avem și noi, dacă e să o luăm, ca mucenic și martir, pe vodă Constantin Brâncoveanu, avem pe Mihai Viteazu, cel care a fost vândut la Câmpia Turzii și înjunghiat pe ascuns și tras pe sfoară de, la vremea respectivă, de Habsburgi și ungurii de atunci, și dacă vreți, numai departe de atâta, pe Miron Barnovski, deci ctitorul mănăstirii Bârnova, care la fel se duce la turci în vederea restabilirii relațiilor cu Moldova, și pe drept și nevinovat, vândut în oarecare măsură pe la spate de Vasile Lupu, săvârșește tot prin tăierea capului și prin mărturisirea dreptei credinței, pentru că îi se cere să se lepede de dreapta credință și îi spune, dacă treci la musulmani, ești salvat. Și a spus, ferească Dumnezeu, zice, chiar dacă aș muri de 1000 de ori, dar nu schimb învățătura cea dreaptă, legea cea creștină a străbunilor mei. Ei, lucrurile acestea nu le mai întâlnim astăzi. Mucenicia modernă, dacă vreți să o luăm așa pe înțelesul dumneavoastră, ar fi în zilele noastre pentru noi doar aceste nevoințe. Păstrarea dreptei credințe ortodoxe este un act de mucenicie și când spun lucrul acesta mă argumentez, pentru că este foarte ușor să aluneci în profan și să te trezești ori ateu, ori necredincios, ori să te trezești la altă religie. E foarte ușor de trecut când e vorba de interesul material sau de comoditate. După aceea, păstrarea rânduielilor creștinești, acel mărunt post și acea mică rugăciune, este tot o jertfă mucenicească, că în loc să pierzi vremea cu lucruri deșarte, te străduiești să placi lui Dumnezeu. Apoi, puținele nevoințe de a educa copiii frumos. Și când spun puținele nevoințe, mă refer că aici este vorba de tactică, metodică și pedagogie. Și părinții care au știut să se impună creștinește în fața copiilor lor, au roadele credinței. Părinții care i-au crescut și au depus eforturi uriașe de a-i face domn, i-a făcut domn, dar se poate că i-a pierdut sufletește. Acum le rămâne să lupte cu domnia și să o transforme în creștinătate și realitate. Dar părinții care s-au străduit puțin să-i ia de mână, să-i ducă în biserică, să-i spovedească, să-i cunune, să-i împărtășească, să-i boteze, să-i cârmuiască, să-i vadă la casa lor, familiști, oameni cu serviciu și cu rânduială, au depus tot un act de mucenicie. Și cea mai puternică stare de mucenicie la ora actuală este suportarea răutăților care vin de la semenii noștri. Deci, la ora actuală, cine poate să nu se mânie, să nu se streseze, să nu se enerveze de tot ce e în jurul nostru, poate fi mare ca un mucenic. Și acest lucru îl consemnă patericul. Și spune așa, că Ava Pahomie, cerând lui Dumnezeu să-i se arate și să discute cu el, Dumnezeu a venit și l-a întrebat, ce dorește cuvioase Pahomie? Zice, Doamne, Tu ai lăsat legea cea dreaptă, ai lăsat lucrurile cele frumoase. Noi știm că Pahomie și Antonie sunt promotorii monahismului creștin încă din secolele 3 și 4 și 2, chiar începutul secolului al III-lea. Și zice, noi am făcut toate câte ar fi trebuit, tot ce ni s-a descoperit, tot ce ni s-a arătat de la înger. Am pus rânduiele, am pus cum trebuie păstrate legile. Ce va fi cu noi? Veți străluci ca soarele pe cer.
Dar zice, cei din timpul nostru, la vremea de atunci se vorbea așa, care au început să mai slăbească, zice, și să fie mai puțini la suflet, ce vor face? Păi zice, ei vor avea jumătate din lucrarea voastră. Și zice, se vor mântui? Da, Antonie și Pahomie, cu darul lui Dumnezeu se vor mântui. Dar cei de pe urmă, zice, care vor slăbi și vor slăbi și în credință și vor slăbi și în nevoință și vor slăbi și în lucrarea duhovnicească, ce vor face? Ei, zice, și aici o rămășiță se va mântui, pentru că între dânsii tot timpul vor sclipi stele și sori mici care vor fi luminătorii celor din jurul lor. Dar, zice, la coada veacului, când nu se va mai face nimic. Și atunci Dumnezeu spune, nu ispiti, la coada veacului, când oamenii vor uita de săvârșit de Dumnezeu, Dumnezeu va slobozi între ei răutatea și încercările și ispitele atât de mari cum n-au fost de la facerea lumii. Și atât de mari vor fi, încât cei ce vor birui și vor scăpa și nu vor fi clătinați și nu vor fi mișcați și duși de val spre rău și se vor păstra în bine, cu toate că n-au făcut nimic, numai pentru că au îndurat toate aceste încercări, vor străluci mai tare ca cei din tâi care au făcut toate rânduielile și pravilele și au păzit toate legile sfinte. Și a zis Pahomie, zice, dar după aceasta ce va fi? Nu ispiti. Chiar dacă nimeni nu ar mai face nimic și nimeni nu s-ar mai osteni în cele duhovnicești, rânduielile și cele spuse de Dumnezeu trebuie să se împlinească, cum spune Scriptura, cerul și pământul va trece și cuvintele mele nu vor trece. Pentru că la judecată se vor lua trei mărturii. Vor exista creștini și monahi ca să se știe că aceasta e calea lăsată de Dumnezeu. Se vor mântui creștinii și monahii care s-au străduit ca să fie pildă celor care vor spune că le-a fost greu și n-au putut cum. Și o a treia rânduială, cei care n-au păstrat legea creștină și legea călugărească și viața înaltă, se vor pedepsi spre mustrarea celor care au făcut, să vadă că toate timpurile sunt la fel, toate legile sunt la fel, harul este la fel, dogma este la fel, sufletul este la fel, oamenii sunt la fel, voința este la fel, numai inteligența prin știință și rațiune este pervertită. Deci fiți atenți. Inteligența prin rațiune este pervertită. Și am să vă dau o pildă. Ești undeva la țară, într-un sat din ăla, cum ar fi pe la Poienești de Vaslui, unde merge autobuzul iarna o dată pe lună sau pe săptămână. Și toate satele acelea sunt ca de pe vremea lui Ștefan cel Mare, cu căsuțe mici, cu câte o vie la colțul casei, cu câte o fântână cu cumpănă, cu câte o livadă de pomi, cu niște garduri frumoase din nuiele și niște chipuri de copii așa frumoși, curați, parcă sunt făcuți din puf roz. Ei, unul din acela îl doare capul. Și mama sa nu știe de paracetamol, de avocalmin, de codeină și de pastilele acestea moderne. Și spune, zice, haide să-ți dea mama puțin ulei de la Sfântul Maslu, haide să te dau cu aghiazmă, haide să zicem de 7 ori Tatăl nostru și să vezi că-ți trece. Și ăla se vindecă. Deci aceea este credința simplă și curată. Dar vine omul modern și îi spui când este bolnav. Domnule, încercați să veniți la Sfântul Maslu, să fiți spovedit și împărtășit și o să vedeți că veți dobândi sănătate. Lasă-mă, părinte, cu povești din astea. Am fost la profesorul cutare, am fost la doctorul cutare, am fost la cutare, am luat medicamentul cutare, am făcut cutare, am făcut cutare, am făcut cutare. Și îți arată un dosar întreg de analize, de rețete, de medicamente încercate, probate, luate și spune, nimic nu mi-a folosit. E adevărat. Și în Sfânta Scriptură același lucru se consemnă.
Și cum Hristos vorbea mulțimilor, pe la spate deodată l-a îmbulzit o femeie și s-a atins de poala lui. Și Mântuitorul a întrebat, cine s-a atins de mine? Petru Apostolul, care întotdeauna gândea el așa mai pripit și mai rapid, și Doamne, dar nu-i cumva comedios când toată lumea te îmbulzește, tu să întrebi cine s-a atins de tine? Și atunci Mântuitorul specifică, nu, vreau să știu cine s-a atins de mine cu credință, că eu am simțit o putere care a ieșit din mine. Aia e povestea. Și atunci femeia de rușine a spus, am scurgere de sânge, probabil fibromul modern de astăzi, de 12 ani. Și am cheltuit toată averea cu doctorii, că atunci nu se putea uita cu ecograful și cu 4D. Atunci se trata omul cu o buruiană și cu un leac din ăsta pământesc, inventat de oameni. De vraci, cum era la vremea aceea. Și zice, cum m-am atins, curgerea sângelui a încetat. Și a lăudat Dumnezeu credința ei. Ei, aceasta e credința Sfântului Gheorghe, aceasta e credința Sfântului Trifon, aceasta e credința Sfântului Dimitrie, aceasta e credința Sfântului Fanurie, aceasta e credința Sfântului Teodor Tiron, a Sfântului Mucenic Mina și toată pleada de sfinți mucenici pe care noi avem în biserică. Și de ce vă atrag atenția asupra acestei mucenicii? Că am putea vorbi multe și nevrute. Mucenicia este o stare de bună voie prin care omul ia atâta îndrăzneală la Dumnezeu, încât Dumnezeu se supune voii lui. Și am să vă arăt cum. Sfântul Gheorghe avea un ucenic care i se ruga tot timpul cu credință, dar era leneș. Citiți cartea aceea de la Athos, Fapte minunate, parcă de la părinții Atoniți, dacă nu mă înșel, așa se cheamă. Și în momentul în care ucenicul Sfântului, care s-a rugat din viață mult la el, a adormit, sufletul lui nu era vrednic de rai. Și atunci, văzându-se la ușa iadului, aproape de plecarea în întunericul nepătrunsul, ne lipsește Dumnezeu, a zis, Sfinte Gheorghe, ajută-mă! Și a apărut Sfântul Gheorghe, că dacă el umblă prin cer, nu stă la prășit. Zice, zi păcătosule, cu ce pot să-ți fiu de folos? Te rog, pentru dragostea cu care m-am încredințat ție sau am avut nădejde în tine, du-mă până la ușa lui Dumnezeu. Zice, haide să încercăm să mergem, să vedem cât putem birui mila lui Dumnezeu. Și a ajuns la cerul întâi. Aproape de ușa lui Dumnezeu, de tronul treimii. Și îngerii l-au întrebat, tu cine ești? Sunt Sfântul Gheorghe. El cine este? E un suflet, zice, care s-a încredințat mie. Până aici trece, nu știu mai sus, vezi cum faci. Nu prea este pentru locul acesta. De ce? Că scrie în Scriptură și scrie în Evanghelie. Hristos s-a suit în lumina cea pururea fiitoare, unde nu încape umbră de schimbare. Iar evangheliștii au transformat versetul, explicându-l mai pendelete. Nimic necurat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Iată că acesta reușește să biruiască prima etapă. Ajuns la a doua ușă, de acum a serafimilor și heruvimilor, din nou Sfântul Gheorghe bate și în momentul în care bate de îngerii deschid ușa și întreabă cine ești, sunt Sfântul Gheorghe, vreau la tronul lui Dumnezeu. El cine este? El s-a încredințat mie. Noi îngăduim să treci, mare mucenic. Dar nu știu ce vei face, zice, la tronul Dumnezeu. El nu prea are loc pentru aici. Pentru că omul în împărăția Dumnezeu strălucește sau e întunecat. Deci cei care au făcut fapte bune spre învierea odihnei, cei care au făcut fapte rele spre învierea osândirii. Ajuns la ușa lui Dumnezeu, bate și se aude glasul lui Dumnezeu. Gheorghe, tu să intri, al tău să stea afară. Nu pot să-l iert, și nu are fapte de rai. Și atunci Sfântul Gheorghe începe o rugăciune ca să vedeți Dumnezeu cum trebuie tratat și înțeles. Spune, zice, Sfinte
Doamne, Împărate al Cerului, pentru rugăciunile prea curate, Maice Tale, măcar îndură-te și iartă-L. Nu, sunt prea multe păcate. Pentru rugăciunile tuturor sfinților, iartă-L. Nu, sunt prea multe păcate. Pentru rugăciunile tuturor puterilor cerești. Nu, sunt prea multe păcate. Și atunci se mai gândește Sfântul Gheorghe la o problemă de sentiment. Zice, Doamne, dar pentru dragostea cu care eu am murit pentru Tine, îl iert. Dar știi cum? Du-l pe pământ să se pocăiască. Și l-a trimis în trup și i-a spus, îndreaptă-ți viața, că la 40 de zile vin să te iau. Și-o mai găsiți în viețile sfinților cu femeia care a avut nădejde în Maica Domnului, care nu-și mărturisise un păcat. De ce vă spun lucrul ăsta? Sfinții au acea stare lăuntrică de a-L convinge pe Dumnezeu să facă așa cum ei gândesc în dragostea lor. Dar nu se calce legile dumnezeiești. Sfântul Antonie se ruga pentru un diavol. Și într-adevăr s-a arătat Dumnezeu și a spus, Antonie, eu îl mântuiesc ca să-ți arăt că îți primesc rugăciunea. Dar pentru diavol nu te ruga tu, că aici ai altă rânduială. Și de ce vă spun lucrurile acestea? Ca să înțelegeți că acești mucenici au un rol fundamental în calendarul ortodox. Dacă o să-i cinstiți, dacă o să le urmați exemplu, sigur, unii când e Sfântul Gheorghe, vai, la mulți ani, când e Sfântul Vasile, la mulți ani, când e Sfântul Dumitru, la mulți ani, nu la mulți ani, la mai multe fapte bune a cărui sfânt și nume porți, că s-ar putea în fața tronului de judecată, taman el să întrebe pe cei pe care îi cheamă Dimitrie, cât ați pătimit și v-ați ostenit voi în numele meu, care îl purtați ca patron de ocrotitor și de identitate dumnezească prin botez. Și atunci sigur că vom da o socoteală și un murmur de voce la care nu vom putea răspunde. Și ca să vedeți că Sfântul a rămas și după moarte, și cu asta închei, făcător de minuni, când la timpul cuvenit s-a zidit o biserică în timpul lui după libertatea creștinismului în vremea împăratului Constantin, au vrut să rupă din moaște și a ieșit foc din raclă. Sfântul nu s-a lăsat bucățelit. 2. Un paraclesier nevrednic mai făcea șolticării pe la biserică, n-aprindea candela când trebuie, stângea lumânările, nu-l lăsa să ardă, comoditatea. Și Sfântul a pedepsit și a dat o boală grea. Mărturisindu-și păcatul și citindu-i cei din biserică slujitorii, s-a îndreptat și Sfântul i-a spus, te iert, dar nu uita că ești în casa Tatălui meu, adică lui Dumnezeu, aici nu faci ce vrei tu. Două fete, la fel, asta mi le aduc aminte așa, doar scurt, de prin viețile sfinților, restul citiți voi acasă. Tot așa prinse și luate de păgâni, s-au gândit că se apropie Sfântul Dimitrie și cât au stat în temnița aia închisă, i-au cusut un tablou. Și când a fost în seara Sfântului, când trebuia să fie privegherea, în temniță a intrat un om frumos tânăr pe călare și a spus, haideți cu mine. Și le-a luat pe amândouă de cap și le-a lăsat în țara lor, în satul lor, la ulițele casei lor, acolo unde le era locul și domiciliu. Salvându-le, deci, de a fi batjocorite de păgâni sau de a fi supuse închinării la idol și altor fără de legi care poate fi supus o femeie. Minuni de genul acesta mai sunt. A salvat Tesalonicul de năvălirea barbarilor prin faptul că a scuturat marea și a aprins-o în valuri și a înnecat corăbiile care veneau. Altă dată, când era mare nenorocire, îndrepta corăbierii să ducă hrana la Tesalonic, ca și Sfântul Nicolae la Mira Lichiei, să nu moară de foame oamenii, dar are și această pretenție. Gelos de iubitor de Dumnezeu, dar gelos de iubitor de creștini. Cum simte că îi întorc spatele sau nu îl prețuiesc cum se cuvine, își ridică harul și ajutorul și așa se explică că într-o țară ortodoxă, cum sunt țările noastre, cu atâția sfinți ocrotitori, noi ne plângem de boli, de necazuri, de nenorociri, de inundații, de sărăcie, de tot felul de primejdii. De ce? Pentru că sfinții își ridică harul de la noi după mulțimea păcatelor noastre. Fie ca Sfântul Mare Mucenic Dimitrie să se milostivească, aș întinde harul
și mirul învățăturilor și trăirilor sale duhovnicești până în sufletele noastre, ca atunci când vom fi într-o primejde, chiar dacă nu știm prea multe despre El, să putem zice așa, Sfinților Mucenici al lui Dumnezeu, miluiți-ne pe noi păcătoși. Amin.